Ea de la Puterea Dragostei a făcut publice mesajele dintre ea și Bogdan Mocanu. Apropo, sunt singur, Bianca. Bia a fost o concurentă în casa Puterea Dragostei, a vrut să facă lumină în scandalul momentului și a publicat mesajele dintre ea și Bogdan Mocanu. Însă, la doar 40 de minute de la publicare, Bia a șters vlogul. Bogdan Mocanu și Bia de la Puterea Dragostei au fost surprinși împreună de camerele de luat vedere ale unei pensiuni. Aceștia nu au petrecut singuri în acea noapte, ci în compania lui Jador și a Isei, cea mai bună prietenă a Biei. Ei bine, la doar câteva zile după ce s-a aflat că relația dintre Andra și Bogdan Mocanu nu merge deloc bine și că cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au luat o pauză, Bogdan Mocanu și-a petrecut noaptea cu Bia. După apariția imaginilor compromițătoare, Andra a făcut-o praf pe Bia într-un clip publicat pe canalul său de YouTube. Bruneta a simțit acum nevoia să vină cu o replică. Mai mult decât atât, Bia a publicat dovada că Bogdan Mocanu este cel care și-a dorit să se vadă cu ea, ba chiar a susținut că este un bărbat singur. Fosta concurentă din casa Puterea Dragostei a postat un vlog pe care ulterior l-a șters. Iată cum sună mesajul vocal primit de Bia de la Bogdan Mocanu. Părerea mea personală. Apropo, sunt singur, Bianca, să vrei să știi ce ești curioasă, sunt singur. De câte zile? 4 zile, deci sunt un băiat care își caută jumătate. Ați înțeles, da? Deci el este singur și este un băiat care își caută jumătatea, dragă Andra. Haideți să ascultăm acum și declarațiile Andrei despre Bia. Nu pot să cred că el m-a vândut pentru o asemenea persoană. Eu nu vreau să o judec pe Bia, nu știu dacă ea a pus la cale tot ca să mă despartă de Bogdan. E vina lui pentru că se află acolo. Eu cred că singurul care ar trebui să o judece pe ea e Dumnezeu. Sunt cu inima și sufletul negru.